Bun găsit! Miercuri 20 septembrie la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru proiectarea și construcția lotului Leghi în Târgu Neamț din autostrada 8. La semnarea contractului au fost prezenți atât deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, cât și senatorul Daniel Cadariu. Deputatul Gheorghiu a menționat că acest proiect deosebit de important reprezintă primul pas de a uni Moldova cu Transilvania și va aduce numeroase beneficii pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii. O asociere de firme românești a fost desemnată câștigătoarea contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 3 a autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț, cu prețul de 1,56 de miliarde de lei fără TVA. Constructorul român trebuie să finalizeze lucrările finanțate prin PNRR în 30 de luni, din care 6 luni perioada de proiectare și 24 de luni perioada de execuție a lucrărilor pentru cei 29,91 de kilometri ai acestei secțiuni, Târgu Neamț, care face parte din A8, Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat că această conexiune rutieră are un potențial imens și va aduce numeroase avantaje majore pentru întreaga țară. Este vorba despre dezvoltarea economică regională. Autostrada va facilita transportul rapid și eficient al mărfurilor între cele două regiuni, stimulând dezvoltarea economică. Companiile din Moldova și Transilvania vor avea acces ușor la piețe și și resurse, generând creștere în comerț și investiții, precum și noi oportunități de afaceri și locuri de muncă, îmbunătățirea accesului la servicii și facilități. Locuitorii din Moldova și Transilvania vor beneficia de acces rapid și facil la servicii medicale, educație, cultură, divertisment și altele. Călătoriile între cele două regiuni vor deveni mai simple și mai accesibile. Stimularea turismului și dezvoltarea regională. Această autostradă va deschide uși către atracții turistice, promovând patrimoniul culturale, peisajele naturale și tradițiile locale. Acest lucru va atrage mai mulți turiști și va genera venituri suplimentare pentru comunitățile din zonă, reducerea timpului de călătorie și a costurilor asociate. Autostrada 8 va diminua semnificativ timpul de călătorie între Moldova și Transilvania, aducând beneficii pentru călătorii de afaceri și turiști. Aceasta va reduce costurile de transport și congestia rutieră pe alte drumuri, îmbunătățind fluxul de trafic în general, Activitatea regională și coeziunea națională. Această autostradă va consolida legăturile între Estul și Vestul României, contribuind la cooperarea regională și dezvoltarea unei identități naționale comune. Acest proiect promovează solidaritatea și coeziunea în întreaga țară. Este de subliniat faptul că acest proiect a fost susținut constant de PNL și de către Gheorghe Flutur, care au militat pentru realizarea acestei autostrăzi vitale pentru România, prin eforturile sale și prin determinarea de a aduce ce progres și dezvoltare, astăzi putem să ne bucurăm de acest pas major în construirea infrastructurii rutiere moderne, a precizat deputatul Gheorghiu. Acesta a mai menționat că importanța acestui proiect este de necontestat pentru județul Suceava, care va cunoaște o dezvoltare fantastică și creșterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor. Trebuie să avem în vedere faptul că este nevoie de maturitate, muncă de echipă și stabilitate la nivel decizional, pentru a duce la bun sfârșit un proiect atât de amplu, într-o zonă cu un potențial fantastic, ceea ce echipa PNL a demonstrat în nenumărate rânduri că e perfect capabilă să realizeze, a mai subliniat deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu.